Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, condamnă ferm incidentul petrecut luni în curtea colegiului Matei Corvin din Hunedoara, când două minori au bătut cu o cruzime greu de explicat o fată de 11 ani. Edilul s-a declarat oripilat de cele întâmplate și spune că ar trebui să existe legi mult mai aspre, dar și o educație mai bună oferită de către părinți. Nu reușesc să-mi găsesc cuvintele la uzul vorbelor copiilor, modul cum se manifestau verbal și mai ales modul violent cum și-au rezolvat ei așa zisa lor problemă. Deci nu e posibil, numai în filmele cu interloc poți să vezi un asemenea comportament. Subliniez încă o dată, în filme, eu în realitate nu am crezut că există fete, copii, băieți sub 14 ani care să aibă un asemenea comportament și un asemenea limbaj. Sunt oripilat, vă rog să mă credeți, și nu folosesc cuvinte mari. Totul, din punctul meu de vedere, pornește de la creșterea de acasă și de la educația pe care o primești în școli. Edilul este de părere că în astfel de situații legile ar trebui să fie mai aspre și să existe răspundere atât pentru minori cât și pentru părinții acestora. Avem nevoie de legi. Avem nevoie de consiliere, avem nevoie să ne întâlnim, să povestim, că suntem noi românii buni povestitori, atât ne pricepem să povestim și la final de tot nu se întâmplă nimic. Avem nevoie de legi clare de răspundere. Dacă copilul este minor și el trebuie să răspundă așa cum exista odată școlile de corecție și părinții mai ales trebuie să răspundă. Mă aflu pe niște șantiere unde investim, unde Uniunea Europeană, statul român, primăria Hunedoara investește milioane de euro reabilitările acestea. De azi dimineață tot asta văd și mă întreb pentru ce facem această muncă noi? Pentru ce reabilităm dacă totul este scăpat de sub control? Din familie, dar și din școală. Trebuie să ne recunoaștem cu toții vinovăția. Și din școală să fie foarte clar. Nu mă interesează să dau bine în interviu. O spun cu toată responsabilitatea.